salut, prieteni, și bine ați venit la un nou vlog pe canalul meu de YouTube. Pentru că știu că sunteți curioși de noua casă a părinților mei. Încă nu este totul gata, după cum vedeți, nu avem perdele, mai avem unele retușuri de făcut, dar trebuie să vă arăt cum ne petrecem noi sărbătorile. Așa că rămâneți aici. Ce faci, mămică? Mami, vă așteptă, mama. Da, vă așteptam, mama. Cum te simți la noua casă? Foarte bine, mami. Mai bine de așa, nici nu trebuie. Nici nu se putea mai bine de așa. Cu toți copiii, cu toți nepoții pe lângă mine, ce mai... E cel mai bine, mami. Da, mă, să direct, da? Intră, mama, să că așa... Așa sunt pe rege. Ai greșit? Domi, ce faci? Ei, hello. Oh, bună ziua, bună ziua! La mulți ani, Ștefane! La mulți ani! Ce faci? Cât este ziua, da? Bine, la mulți ani și ție! Ah, la mulți ani și mie! Ia uite aici de Crăciuniță! Avem noi aici, Crăciuniță! Haide la mine! Haide, vin! Roxana, ce părere ai de sărbătoare aici astăzi, ziua ei? Este ziua ei, nu avem ce să-i spunem. Am întârziat un pic, dar fiind ziua mea de nume, nu aveți ce spune. Bună, Dominic, pune-ți pe asta. Ce fac? S-aud eu ce fac, Cătălin. Singa. Dominic, tu cum te simți aici la bunii? Ce părere ai din nou acasă? Dominic! Cum te simți la bunici aici, la bunica? Bine, și uite ce garaj am. Îți place? Da. Ai garaj? Ai primit cadou? Da. Și ia să-ți arăt pe parte. Ce-o, Dominic, dacă ești cu minte? Înțelegi, Dian, vă zic, mă. Stai pe-i pun și eu. Ești așa, năsăcoră. Pune. Și uite, și-l beau și eu. Da. Nu! Nu beam, mă. Ah, ce bun. Pune, uite, avem acolo. O să cazi. Dar tu nu ai. Apoi din gol paharul tău. Te rog. Ce îți mai dorești, tată, de ziua ta astăzi, de Sfântul Ștefan? Ce să mă îndoresc, tată, că am tot ce-mi trebuie. Dacă sunt copiii la un loc, suntem bine, sănătoși să fim, că le facem pe toate. Cum se simt surorile în noua casă? Hey! În casa părintească. Foarte bine. Foarte bine! Poate să răspundă Eva, că patrulează prin fiecare cameră. Fiecare bucuroasă. Tata! A venit și căldură, da. Până acum n-am avut căldură. Hai, spune. E sărăcie mare. E sărăcie mare. Hai, zi, sora Roxana. Cum te simți în noua casă părintească? Dar nu e vorba că te simți bine că e o casă. E foarte important că sunt aproape și poți oricând. Vrei tu să vii, vezi și e mai mult decât... Păi nu mai deschide subiectul. Orice. Mai vorbiți și... Și? Sora Cătălina? Păi... Nevi? Cătălina aducând greu, cred că e un pic mai sensibilă dacă povestește. Despre... Nu, este foarte mult efort, foarte multă muncă pentru a îndeplini acest vis, de a-i aduce aproape pe părinți. Ce putem să spunem? E cea mai mare satisfacție că sunt aici aproape de noi. Da, o registrez, gata. Ce tare? Nu mai știu că e ziua noastră. Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! La mulți ani! Cine să trăiască, cine să trăiască, la mulți ani. Ștefania să trăiască, Ștefania să trăiască, la mulți ani.
Baby! Ce părere ai de noua acasă, mami? Ce părere? Am părere bună, mami. Am părere bună de noua acasă. M-am învățat, parcă am fost de când lumea. De la Jena am uitat, parcă nici n-am fost. Mi-am uitat la Jena. Nu ți-e dor de vecini? De vecini și de mahala, da, mi-e dor de vecini. Dar așa n-am cum să zic că îmi pare rău că am plecat de la Jena și am venit aici. Că am venit lângă copiii mei și lângă nepoți. Să mă plimb de la unii la altul. Și copiii, nepoții, ce mai era? Sunt foarte sănătoși, sunt plimbați, din România întreagă. Și la Cătălina, la Cătălina. Și ce părere aveți de ginerele vostru mai mic? Tu sunt ginerii. Sunt băiat extraordinar. Extraordinar. Mai avem treabă cu fetele noastre. Dar mic, uite pe picior de plecare, nu și-a dat geaca jos. El e mai friguros de obicei. No. Să-i mulțumim mamei soacră pentru ce mi-a dat. Pentru că mi-a dat o fată de nota 11, nu de nota 10. Oricum, soacră lucra bine, se vede ce a ieșit aici. Nu uite, numai fete frumoase, numai... Ce să... Asta e treaba, n-avem ce face. Și de acum trebuie să fie sănătos și înțelegere să fie și cel mai important asta. Exact. Totul merge de la sine. Claudiu, cum te simți în noua acasă? Te-ai obișnuit cu școala, cu vecini? Da, m-am obișnuit. Zi! M-am învățat. Pe școala... Te duci la școală în fiecare zi? Fiecare dimineață. La orice oră? La 6. Îți e dor de vechi acasă? Da. Da. Îți e dor? Da. Și vrei să te muți înapoi? Da. Așa. Te așa, mai rar, da. Să te duci în vizită. Da. Da, îți place noua acasă, nu? Da. Nu te mai muta înapoi. Nu. Sincer? Da. E Claudia a plecat mai mică de acolo, dar el a plecat mai mare, mama. Ea a plecat din clasa 5-a la școală cu tasul la Severin, dar ea, el abia, a crescut până acolo. Avea 11 ani. Și vezi... El are 19 ani. Mai duce de colegi, de prieteni, copilăria. De copilăria, unde a copilărit. Sper că v-a plăcut acest vlog, nu uitați să vă abonați la canalul meu de YouTube, pentru că doar aici puteți vedea momentele cele mai frumoase din viața mea și a familiei mele, așa că pe data viitoare, pupici!